cam așa este. Mă. Ei, o bagi în sosul ăsta nebun. Asta e zona de grătar și aici sunt toate tipurile de grigărui grătare pe care poți să ți le iei la Alibaba. Adică oamenii vin special pentru grătar. Grătarul. Care sunt niște plăcințele așa. Salutare și bine v-am găsit la încă un videoclip pe bază de mâncare. Clipul de azi filmăm la Alibaba, un loc de suflet, ca să zic așa, pentru mine. Loc la care mănânc de 9 ani, de când am venit în București. Tot ce se poate din meniul ăsta l-am încercat, am mâncat. Dar astăzi o să facem un fel de încercare să vedem ce poți mănânci cu 50 de lei la Alibaba. Și o să încerc să vă zic așa un pic și despre povestea locului. Și hai să vedem și ce putem să mâncăm. Eu o să iau sicaful ăsta, că văd că se încadrează, e 45 de lei. Ce să comand aici cel mai mult la voi așa? Cel mai mult se comandă grătar. Adică oamenii vin special pentru grătar. Grătar, humus, salată de vinete. Deci, ca și meniu, poți să mănânci la Alibaba. Este clar în zona de mâncare orientală. Au și ciorbe, dintre care cea mai populară e asta de linte, pentru că e clar în specific oriental. Au salatele clasice de tabule, fatuși. Mai e una interesantă, salata cioban. Bă, baba ganuș, care e iar un preparat super turcesc, să zicem așa, oriental. Au humusurile, au și gustări calde, de exemplu, ceva super specific oriental ar fi rasa sfuru, care l-au și de pui și de vită. Au și zona asta de lipii. Aici vă ziceam mai devreme despre lipiile de la Alibaba. Uitați-vă un pic cam cum arată. E de cașcaval. Mamă. Și așa se servește. Mamă, ce bine arată. Deci uitați-vă cum se face lipia la 400 de grade aproximativ. Și cam așa iese. Mamă. Asta e zona de grătar și aici sunt toate tipurile de grigărui grătare pe care poți să ți le iei la Alibaba. Sunt super multe și super specifice. Ăsta este de vită, oaie, aici e picant, aici sunt frigăruile de pui, berbecuț sau vită, nu mai știu. Asta e zona de grătar. Am reușit să mă strecor un pic aici. Uitați-vă cum sfârie carnea asta nebună, încerc să mă apropii cât pot. Și o veni și mâncarea la Alibaba. Asta e ce mi-am luat eu cu 45 de lei. Este o frigăruie de vită. Aici îi zic și caf, ceva de genul. Vine așa cu cartofi prăjiți, bulgur, legume coapte, salată de varză. Asta e carnea de pe, efectiv de pe frigărui, pe care v-am arătat-o acolo. Și se lua pici. Ne-am luat un mix grill Alibaba. Mix grill Alibaba care costă 70 de lei, care e mult mai complex, are așa o frigăruie de berbecuți, o bucată de pui, câteva aripioare, o frigăruie de vită, una de pui, din nou cartofi, salate, sosuri. Și acum, pentru că Gica a fost băiat super șmecher, ne-a adus și să încercăm niște lucruri care sunt super specifici, și anume humusul clasic, humusul picant, ăsta e baba ganuș, ăsta e labne, ăsta e o pastă de ceva nucă. Prietenul cameramanului și-a luat aceste sambusec, care sunt niște plăcințele așa, pline cu carne. Și acum vine partea super interesantă, testez niște produse pe care le-am mai mâncat de câteva, aproape 10 de ori, cred că. Dar o să încerc să vă arăt așa cum fac eu, cum mănânc eu, de exemplu, mereu platou ăsta. Iau lipie, iau sos din ăsta care e făcut aici cu iaurt, maioneză cu iaurt. Dă frumos, bam, bam, bam. Luăm o bucățică de carne, chiar două, că e de unde. Pun și niște puțin bulgur, pun și niște cartofi și niște morcovi. La final mai punem niște sos iar, rulăm și mănânci așa ca niște mini shawarma, să le zicem. Dintre toate mâncărurile pe care le-am mâncat aici, recunosc că și mie îmi place tot grătarul. Zicea Gica mai devreme că aia e aia care se comandă cel mai mult. Dar la grătar neapărat trebuie să iei sosul ăsta. Vrei și tu? Voiam să iau de mai demult, da? Îmi pun așa câte puțin, da? Din fiecare. Aia merge, dacă te-ai spate. Ăsta este baba ganuș. Ăsta humus picant sau nepicant. Ăsta e versiunea picantă. Ăsta este un sos de labne care e un iaurt turcesc, iar ei îl pun în două forme. Ăsta simplu și ăsta este cu mentă. Ăsta cu mentă e super bun. Ce fac eu cu de obicei cu astea? Când îmi fac mini șaormele astea, le pun tot pe lipii și dă un gust mai intens. Am uitat de sambusec. Ăsta e sambusecul.
Deci, are un fel de carne tocată, cred că zic eu că e de vită. Nimic altceva, un fel de aluat deep fried, așa prăjit. Am mâncat sambusec de astea de o grămadă de ori și parcă niciodată nu a fost așa de bun ca ăsta. Nu-mi dau seama ce are. Vorbesc serios, ia gustă. Deci ăsta de aici, un platou pe care l-am luat eu cu 45 de lei, uitați-vă odată cât a platouul e. Platouul ăsta vine cu frigărui mici de vită, din alea din care vi le-am arătat de acolo. O să luăm și o frigărui mică de pui. Versiunea asta cu frigărui de pui se cheamă și ștavuc și un pic mai ieftin, cred că e vreo 40 de lei. Asta e 45, pentru că n-ai cu carne de vită, dar se prezinte exact la fel. Ei, o bage în sosul ăsta nebun. Acum vă mai arăt cum fac eu lipia. Iau o bucată de asta sau chiar două de roșii coapte, le iau, le zdrobesc așa pe lipie. Asta e o alegere mult mai fresh, mult mai naturală. În general, mâncarea la Alibaba te duce în zona asta de natural, așa, natural, sănătos să zicem. Adică astea sunt făcute la grătar, cartofii prăjiți, da, cartofi prăjiți, dar în rest bulgurul e o chestie fiartă, humusul e făcut de ei, de năut. Astea-s vinete, 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 ăsta e iaurt, adică e mult pe zona asta de mâncare destul de reală, să zicem așa. Sos de usturoi, care mereu se termină rapid. Luăm din nou niște carne, două, un cartof prăjit, niște bulguri, varză, iar niște sos la final, rulăm. Mă rog, ăsta e modul meu de a mânca. Poți să mănânci asta și ca pe o farfurie, efectiv, trebuie să te joci cu lipicul din astea. Când aveți timp, poate chiar treceți pe la Alibaba. Eu nu pot să fiu obiectiv cu restaurantul ăsta pentru că mănânc aici de 9 ani de zile. Dacă veniți la Alibaba sau la Dristor sau în alte locuri, comandați neapărat limonada Uludag. Și am zis că încheiem, dar un lucru super interesant e că, am zis, de cele mai multe ori nu înseamnă că primești mereu desert din partea acasă. Fie că primești o bucățică mică de baclava, fie că primești un desert. De exemplu, noi suntem 4 acum și am primit un desert din partea casei, care este un orez cu lapte, făcut în stil turcesc la cuptor. Uitați-vă cât de mișto e faza asta, bam, 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 bam. Deasupra este ars. Rețeta asta pe care o au ei e una care are și coaj de portocal cumva înăuntru. Uitați-vă cât e de cremos orezul ăsta cu lapte. Deasupra crusta asta se simte super bună. Uitați-vă cât e cremos înăuntru. Wow, foarte gustos. În altă ordine de idei, mersi mult că v-ați uitat la încă un clip și ne vedem într-un clip următor.